dacă azi ai fi îndepărtat, sistemul de urgență funcționează fără tine? Deci? Pentru că percepția tuturor este că nu există, că sistemul de urgență este cumva creat în jurul personalității lui Raed Arafat. Dacă Raed oamenii, oamenii ce nu înțeleg, în primul rând, haideți să vedem. Sistemul de urgență, și asta o să dacă îmi permiți numai să dau. Deci sistemul de urgență pe zi și sistemul de urgență nu vorbim numai de SMURD, vorbim de întreg nu, sistemul de urgență coordonat. Raed Arafat mai funcționează? Da, dacă se dorește să fie lăsat să funcționeze. Atenție. Adică tu spui că el poate funcționa. El poate dacă tine, pui da? Om potrivit, dacă pui oameni care să ducă și sprijin și îi lași să-și facă treabă, cu da, siguranță are sunt oameni. Oameni care... în stare să te înlocuiască pe tine? Da. Eu nu cred. Da, eu cred că pot, poate și că... Și nu îți spun pe asta, deci eu nu cred că sunt dispuși mulți în România să doarmă 5 ore pe noapte și să răspundă... Asta e altă treabă. Pot atunci să se pună mai mult să mă înlocuiască vrea, și să doarmă la rând. Haideți că acum să glumesc și, acum să nu ia cineva să facă și experimentul ăsta. N-ai vrut să-mi răspunzi la întrebare. Cum ți s-a părut chestiunea asta că Orban a zis că președintele statului a spus să te demită? Adică cum ți s-a părut? Nu, dânsul a clarificat o treabă și nu s-a cerut să mă demită. Chiar dacă au fost discuții și asta, nu s-a cerut. Nu, a fost clarificat. Dar de ce crezi că totdeauna... Iar încă o dată, când vine un nou guvern, are o apetență de asta, mai ales... Ce, nu toate, e adevărat, dar deci, majoritatea au o apetență să te dea afară. Haideți să recunoaștem. Deci, eu nu sunt o persoană... Știi că și Ponta a vrut să te dea afară inițial în 2012, a zis că aveai aici, erau pe o foșcăreală pe dedesubt. Deci. Dar de ce? Adică ce au cu deci, tine? Eu nu sunt o persoană comodă și știu asta. De acord. Când îmi asum, iau decizii, dar în același timp susțin deciziile și nu mă las ușor când știu că am dreptate și... trebuie să discut pe anumite chestii, să văd cineva să mă convingă că n-am dreptate. Când știu că am dreptate și știu pe anumite argumente de ce am dreptate, da, sunt foarte incomod. Și asta e un lucru care deranjează. Ai și nu neapărat... presiunea asta nu, stați un pic, afară? Stai un pic. Nu deranjează neapărat nivelul de sus. Asta deranjează pe unii care ar dori să facă niște schimbări pentru anumite interese și asta. Când văd că nu pot, ei încep să preseze sus pentru a scăpa de persoana incomodă. Deci asta este ce se întâmplă întotdeauna. Ți-ai dat sunt demisia? Oameni ți-ai deranjați. Dat demisia vreodată? Da, în 2011. Și știți de ce bine? Pentru că am vrut să ies să apăr sistemul, pentru că n-am putut să-l apăr din interior, pentru că eram convins că se comite o greșeală, cel puțin da, față de sistemul de urgență. Atunci să spun ceva. Când ți-ai dat-o demisia, aveai o foarte mare aderență la public. Acea aderență astăzi, probabil că o știi și tu, nu trebuie să ne ascundem, nu mai ai. Și te întreb o chestiune. Crezi că azi ar mai ieși oamenii în stradă pentru tine cum ai ieșit în 2011? Nu neapărat. Nu asta. Să știți că nu asta, dar nici atunci nu m-am gândit la asta. De ce nu te mai iubesc cu oamenii ca în 2011? Nu există. Eu să știți, eu când mă duc în stradă, oamenii se opresc, mă salută și vorbesc foarte frumos. Când mă duc în stradă, haideți să o luăm așa. Când mă duc în stradă, încă n-am văzut oameni care să vină și să mă... în jure sau să facă ce crede lumea că este atmosfera. Nu e chiar așa. Scriu ceva, văd ce înseamnă că reacții de la oameni, mai ales când blochez comentariile, vezi ce reacții primești. Te deranjează comentariile, da. Deci, nu. Comentariile nu deranjează. Am zis de ce le-am blocat. Le-am blocat pentru că au devenit locuri de dezbatere care erau mai degrabă locuri de manipulare și de răspândire de fake news. E adevărat. Și asta este. E adevărat asta. Da. Și atunci e clar că nu mai lași acest loc să se desfășoară în el aceste manipulări. Deci, din punctul meu de vedere, eu nu sunt în locul meu că să obțin nici popularitate, nici să obțin voturi sau asta, că nici nu sunt implicat în politică, nici n-am de gând să mă implic vreodată. Și am zis-o, dar nu toți mă cred. Păi dar în final, păi să mă creadă că dacă am zis că nu intru în politică, nu intru și nu voi intra în politică. Asta este clar. Deci asta a fost o decizie pentru că eu consider că fac mult mai bine fără să fiu implicat într-un anumit partid sau altul. Și asta rămâne părerea mea, care sunt convins de ea și încă nu mi-a schimbat-o și nu mi-o schimbă nimeni. Problema mea însă este că eu trebuie să-mi asum. Asumarea
nu se decantează neapărat imediat. Poate că anumite chestii când ne le asumăm, când zicem asta nu merge și asta insistăm pe el așa și tot, la prima fază lumea îți spune sunt nebun, ăla e nebun, ăla vrea să controleze, ăla vrea să facă. Pe parcursul timpului s-ar putea lumea să vadă că totuși acest lucru a protejat un sistem și a protejat o specialitate și a protejat niște oameni care lucrează și în final a protejat pacienții. Ce greșeli crezi că ai făcut personal în această pandemie? Decizii, vorbesc de decizii. Ai luat decizii greșite? Vedeți, ne întoarcem la aceeași întrebare ai de la luat, început. Ai luat deci, decizii greșite? Deci, decizii singuri, care se iau decizii singuri, n-am luat. Decizii, da, s-au luat decizii după, consultat, după ce m-am consultat cu alții și luăm exemplul deciziei de a carantina Timișoara 3 zile să se gândească când au vrut să o scoată de sub carantină și după care din nou s-a întrunit comitetul și a carantinat-o încă 7 zile. Asta era o decizie semnată pe semnătura mea, clar. Dar să nu creadă cineva că nu am consultat oameni mai sus decât mine și discutat cu ei și văzut în final, da, e asumarea. Atunci când am semnat, era asumarea mea. Pentru că acolo era semnătura doctorului Arafat pe acest ordin. Dar acest lucru îl fac consultându-mă și după care îmi asum. N-am problemă. Cu asumarea n-am nicio problemă. Orice am semnat, mi l-am asumat și la momentul respectiv știu că am avut la bază deciziei și asumării pe semnătură anumite argumente. Dar deciziile cu certificatul verde, cu restricțiile, cu una, cu alta, sunt decizii care se iau într-un mecanism decizional foarte bine stabilit. Suntem pregătiți pentru valul 5? România pregătită pentru valul 5? Foarte greu de spus acum, dar eu cred că la acest moment încă mai avem de lucrat și asta a cerut premierul și știți foarte bine să ne pregătim cât mai bine putem și Ministerul Sănătății are anumite planuri de pregătire și noi continuăm pregătirile pe linia noastră. Am făcut ceea ce trebuie? Morții aceștia, ți se pare că... Nu, valul 4 a fost un val cu un număr foarte mare de pacienți care a depășit capacitatea la un moment. Cum am zis înainte, sistemul de urgență, norocul nostru, funcționând cum este, vedeți... Cum asta, se face nu, pentru o secundă. Morții ăștia niciun oficial al statului n-a vrut să Lucian, te rog, nu întrerupe până nu termin. Te rog, iartă-mă. Deci, de-a o secundă. Nu obișnuit din poziția. Da, deci, problema este așa. În valul 4, numărul pacienților care a fost foarte mare. Atunci, într-adevăr, am intrat în logică unui dezastru și unui număr foarte mare de pacienți. În situațiile respective, găsești soluții. S-au găsit anumite soluții. Una din soluții era creșterea și capacității în UPU-uri. Și asta vroiam să spun despre sistemul de urgență. Dacă UPU-urile astea n-ar fi existat împreună cu tot sectorul ăsta de urgență care a funcționat foarte bine, dacă UPU-urile astea n-ar fi existat, noi n-am fi avut loc pentru acești pacienți. Eu... Și l-am fi avut poate în stradă. Eu înțeleg foarte bine ce spui, pentru că am și văzut în practică cum a funcționat. Și asta e unul dintre lucrurile care l-a zis și domnul Orban văzând, pentru că dânsul a văzut implicarea sectorului de urgență și din calitate de premier. Orban și ceilalți politicieni habar n-au de medicină și n-au văzut în final decât următoarele rezultate. Am avut cea mai mare rată de mortalitate la un moment dat, aproape din lume, dacă te uitai, da? România. Pe un anumit moment, da. Pe mine este o... Pot să spun, da, domne, avem mortalitate și din cauza că nu s-au vaccinat și pot să pun chiar numărul 1. Dar cauza 2, 3, 4 este imputabilă statului român și am văzut că nimeni n-a răspuns pentru chestiunea asta. Deci, pot acum să fiu un pic mai rău. O secundă. Hai să nu ne uităm numai la momentul ăsta. Două chestii ai nevoie de ele ca să faci față. Spațiu, echipamente și resursa umană. Da. Unde ne-au plecat anesteziștii și când cei mai mulți? Cred, e adevărat. O secundă. Spun. Nu e treaba lor asta. Ba da. Deci, noi trebuie să ne gândim că am avut o resursă umană limitată.
care am distribuit-o până la limita în care am putut. Dar după asta, oricât ai vrut să crești numărul paturilor, nu aveai medici. Sunt de partea asta la altă cu întrebările care... Da, întrebările au și răspunsuri. Testarea și tratamentul... Testarea nu-ți rezolva cazurile respective. Cazurile respective le rezolva vaccinarea dacă se vaccina lumea. Îmi pare rău, trebuie să o recunoaștem. Și atunci evitau foarte multe decese. Și doi, dacă am fi avut și resursa umană suficientă. Pentru asta am declanșat... Și resursa umană cu ce lucra? Că le trebuiau medicamente care nu le aveau. Nu. La terapie intensivă, în primul rând, le trebuia spațiu... Te rog. O secundă. Noi am adus oameni din afară să lucreze în țară, pentru că la un moment nu erau suficienți oamenii care aveam. Cu ce să lucreze? Au avut cu ce? Haideți, medicamentele, nu tot mi le repetați aici. Întrebați în altă parte. Au avut oxigen, au avut ventilatoare, de acord. Deci, asta este ce știu, că a fost în terapiile intensive. Și sunt oameni care au plecat în viața de acolo. Dar foarte puțin. Nu. Numărul ăla de decese a însemnat un număr mult mai mare de cazuri în terapiile intensive. Dar uitați-vă, România a activat mecanismul de protecție civilă europeană. A trimis pacienți afară. A adus echipe din afară. Nu e de râs. Ați activat mecanismul de ăsta european în condițiile în care Nu e adevărat. Nu e adevărat, ventilatoarele de la Unifarm l-am preluat și l-am distribuit, o mare parte din ele. Cumpărat? Nu s-au cumpărat. Păi s-a dat o decizie, sunt documente, s-au dat o decizie, că au fost eliberate de procuratură. Eu am înțeles și s-au cumpărat luat, de la Unifarm. Nu s-au cumpărat, s-au luat sub formă de custodie pentru a fi date în timpul unui dezastru, se poate. Deci așa, le-ați luat totuși pe alea de la Unifarm? S-au luat și s-au distribuit o parte din ele, da? Aha, pentru că așa adică faci în timpul, da, e corect. În da. Timpul unui dezastru, astea sunt soluțiile. Uite, asta nu știam. Dar s-a rezolvat. Și măștile și tot ce a luat cumpărat Unifarm? Nu, numai ventilatoare. Aha, deci numai ventilatoare. Pentru că acolo e consumabile. Aici vorbim de ventilatoare. Deci, la urmă, ați folosit ceva din ceea ce a luat. Normal s-a folosit. Nu puteam să stăm pe loc. Și haideți să o luăm așa iarăși. Și alte țări au trimis la alte țări. Italia a trimis în Germania, Germania la un moment a trimis în alta parte. Deci, în Europa, când o țară a avut un număr foarte mare de cazuri, imediat a găsit soluții. Noi am plecat ca echipe medicale, am lucrat în Italia, în Slovacia, în Moldova, în Tunisia. Nu e o rușine. Faptul că la un moment ești depășit și îți vine sprijin din afară sau soliciți sprijin, asta este în situațiile de pandemie. Că puteam să evităm anumite chestii, că puteam să fim mai bun, asta după o analiză la rece, nu la cald, la rece, se poate spune. Aici se putea face mai bine. Am învățat, odată viitoare facem mai repede. Aici nu era necesar acest lucru. Asta, normal, noi 4. Tot timpul. Deci lecții învățate de la pandemie se iau în continuu. Și se transmit inclusiv la nivelul Comisiei Europene și se părtăjesc cu alte țări. Și noi vedem lecțiile de la alte țări.